Zeci de studenți ai Facultății de Litere din cadrul Universității din Craiova au audiat astăzi o prezentare despre Primul Război Mondial și despre imaginea României din acea perioadă reflectată în literatura franceză. Universitatea din Craiova a avut plăcerea și onoarea să fie zilele acestea gazda domnului profesor universitar Alain Vimin, profesor universitar al Universității din Artois, în prezent membru asociat al Centrului de Cercetare Lettres de Savoir de la Universitatea Paris Est. Conferința susținută astăzi de domnul profesor Alain Vimin în fața studenților de la Facultatea de Litere și a profesorilor de la aceeași facultate a avut ca temă relațiile româno-franceze, așa cum apar ele reflectate în literatura franceză. Subiectul conferinței dumnealui l-a reprezentat opera literară a unui scriitor francez care a descris în scrierile sale războiul, primul război mondial, punând în evidență modalitatea în care România era cunoscută în acea perioadă de către francezi și tipul de relații care existau în vremea aceea între cele două culturi. Alain Vuillaumin se află în România la invitația ambasadei Franței pentru a participa la manifestările dedicate începutului primului război mondial, manifestări care au generat acțiuni comune între Institutul Cultural Francez, Universității Românești și alte instituții din România, printre care și Arhivele Naționale. Eh bien, je suis venu parler aujourd'hui donc des reflets de l'âme balkanique à travers trois. Astăzi mă aflu la Universitatea din Craiova pentru a vorbi despre sufletul balcanic reflectat în trei romane ale scriitorului francez Versailles Roget. Acțiunea acestor romane se desfășoară în România, dar și în Macedonia, Bulgaria, Ucraina, Basarabia și Serbia în perioada primului război mondial. Primul roman a fost scris în 1930 și a primit premiul Goncourt în 1934. Acțiunea celui de-al doilea roman se petrece aproape exclusiv în Bulgaria. Anul viitor, romanul Per Traian va apărea și în limba română.